România în direct cu Cătălin Striblea și prietenii Europa FM. Cum ia, zice domnul? Stai, da, stai. Da. Ia. Dă mai tare fondul. Moș Crăciun și prietenii lui. Ce crezi că e de la avocat? Asta este fond ăsta, drama, nu știu ce, nu? De pe da, CD-uri cu muzică, e drama. Să încarce lumea cu lucruri grele. Că păi aici... aici trebuie să dai pic și poc. Da, aia lasă ascultătorii nervoși la 14. Așa e. Muzica ta. Exact, da, 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 da. De asta rămâne lumea nervoasă la Radu Constantinescu. Da. Bine v-am regăsit la România în direct, ediție specială 22 de ani. Ne găsiți și pe Facebook, suntem mulți. Sorin Niculescu, Radu Constantinescu, George Zafiu, Vlad Petreanu și colegul Mircea Vâlcu un cadru pe Facebook. Pe care l-ați auzit. El s-a mai îngreșat în ultima vreme și a trecut pe aici prin studio să mai regleze o cameră. Te gândim, te gândim. Da. Zdup, 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 zdup. Mai vorbi de funie, da? Da. Totuși. Funie de usturoi. Ar trebui interzis cuvântul ăsta la radio. La funie sau gras? S-a mai îngreșat. Adevărul că nu sunt aici. Nu știu ce vorbești. 500 de kilograme, măcar. 500? Pff. 500 FM. Cel puțin, dar jumătate de tonă, cel puțin. Da. Eu, să știi că nu, în mod evident, dacă nu ești funny, nu poți face emisiune de dimineață și nu poți fi funny dacă ești slab și n-ai energie. Ca atare la noi explicabil și ar trebui să fie, cum să spun, condiție de angajare și să ne ofere. Că am niște idei de mâncare, dacă s-ar putea, mic dejun. Bine, noi la un moment dat am fost într-o cură de slăbire continuă și au scăzut și audiențele pe măsură. Da, nenorocire. Cum ne-am îngreșat, cum pac, au început din nou să se miște? Probabil că n-ați mai vorbit despre mâncare. Da, Radu e lider non-stop la el. Să... La ce? La audiență. Păi trebuie să am prioritate și atunci trebuie să am gabarii pe măsură. Sorin se ține cel mai bine. Vin tare din urmă, expres vin din urmă. Radu este un camion al un radioului românesc. Un șir. Și ce are? Asta a fost mai un mare compliment? Da, el voia să spună locomotivă, dar a zis... Nu, că... locomotivă e la Sorin. Da. Okay. De ce ne-am adunat astăzi? Imediat dăm drumul și la linii telefonice. O să vă dau numărul de telefon. 0372069599. Avem deschis aici o condică de sugestii și reclamații, dar și de întâmplări bune. Adică puteți să povestiți toate lucrurile alea bune și rele pe care le-ați trăit cu Europa FM. Care este cea mai tare amintire a ta cu Europa FM? Fie că te-am făcut să râzi, fie că te-am făcut să plângi, să se mai întâmplă așa, să închizi radioul, să pierzi bani în ultima secundă dimineață. Da, asta sunt dureri. Săraci oameni. Săraci oameni, da, dureri da. Mari. Și povestește-ne ce e de bine și ce e de rău aici. E o ocazie unică în care poți să ne lauzi, să ne tragi la răspundere. E sigur că vrem asta. Da, 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 nu, că va fi interesant. De ziua noastră. Sper să vă critique pe voi. Asta dacă... Eu am mai trecut prin trauma asta. Da? Când? S-au tot făcut, la fiecare aniversare da. Eu o trag. Se da? Vede. Da. Eu nu, eu... da. Da, o să deschidem linile, o să vedem. Pentru tine avem pregătit altceva. Ia sunt convins, vede. Da, o să-i placă lui Vlad. E momentul lui preferat. Exact. De la Radio Europa. Știu. Ia, ia-ți asta. Ascultați Europa FM, este ora 16 din acest moment. Suntem împreună. Viața s-a schimbat. Viața s-a schimbat. Suntem împreună. Ce bine că te-ai îngreșat. Aștept o zi întreagă, un an întreg, aștept ca să pot să fac vocea, ceea ce le enervează pe Zafiu, teribil. Suntem ce împreună, oameni, viața s-a schimbat. Suntem de 10 ani, încă din primul minut. Am început programul într-o vineri ca să ne dignim peste weekend. Și nu l-am început dimineață, pentru că dimineața era greu, am început la ora 16. Băi, dimineața m-a lăsat în pace, știi? A zis, hai mă, nu mai dăm aia. Și zic, uite-mă ce băiat bun. Dar nu m-am gândit că la prânz vine cu bumerangul, știi? Foarte da. Frumos. Și nu s-a schimbat bine? S-a schimbat toată. Deci asta a fost primul moment care s-a auzit la Europa FM pentru cei care au deschis radiourile mai târziu. Crede-mă adică se întâmpla în 2000. Toată lumea știe. Adică toată lumea știe. Avem și ascultători care s-au născut după. Adică. Au deschis radiourile cu vreo 20 de ani mai târziu. Avem ascultători care s-au născut după 2000? Îs. Extraordinar. Și ascultă Europa. Adevărul că are Luca un fan mic. Știi că așa este, da. Cum îl cheamă? Este un puști care este fanul lui Luca. Și dimineața se duce la grădiniță. Și de fiecare dată la bătălia hiturilor ar vrea să voteze și el. Cred că nu lasă taică-sul sau votează taică-sul numele lui. Da, lasă, și trimite mesaj audio. Luca, țin cu tine, bravo! Știi, dacă... Deci va ajunge Masterchef copilul acela. Zici? Da, cu siguranță. Da. Nu știu dacă știți ce poreclă v-a dat domnul Adi Tudor, producătorul vostru. Cui? Avem porecle de la Adi. Voi fie toți trei sau? Toți trei, da. Ia. Nu știți, gospodinele FM-ului?
radio în care să... Uite, avem emisiune, mă! Mulțumim! Băi, cum a zici? Da, trebuia cum, să spui într-o zi în care nu avem... Nu știam. Da, nu știam. Eu nu cred că a zis-o Luca, dar mă rog, nu te contrazic. Luca a zis-o? Nu, cred. Ai zis de Luca. Nu, de Adi Tudor. Adi Tudor a zis. Adi Tudor. Păi deci, ia uite-mă, Adi... A stat aici în sânul nostru. Mut. Nimic n-a zis. Bine, Adi, ne vedem dimineață. Da. Foarte bun, bravo. Da, o să trebuiască să și gătiți. Aia e treaba dimineața. Nu, dar mâine aveți ce culinaria, nu? Da. Nu mâine. Ba da, mâine. Ba da, mâine e vineri. Mâine avem, ce crezi, o rețetă de... Papanaș. Nu cred, da, da, gustoși îmi place. Marcela, când ai vreme să-l suni pe numitul Luca Pastia. Papanaș pentru copii avem mâine. Dar în câte feluri se pot prepara papanașii? Nu, sunt, mâine sunt papanași, am verificat totul, păi de aici lucrăm organizat, sunt papanași, sunt baby papanași. Mă scuze. Copii. S-ar putea ca Luca să doarmă la ora asta și face somn de frumusețe de obicei. Da, papanași sunt doar aia din Moldova, aici este o cocă umflată, nu e ok, nu e ce trebuie, papanașii sunt aia cu brânză și cu... Dacă vreți, continuăm. Auzi, dar ne mai critică și pe noi cineva. Da, că... hai să dăm drumul la telefoane 0372069599. Am vorbit noi destul, o să mai zicem care e cea mai tare amintire. O să vă zic și pe a mea, care e cea mai tare amintire cu Europa FM. Pandemia. Că continuă. Pandemia, că pandemia, atunci ai venit. Da. Salutare, Radu, bine ai venit la România în direct. Salut. Da, nu tu. Bun găsit tuturor, Radu Gorunescu din Slobozia. Salut, Vlad. Salut. Eu sunt un ascultător vechi al Europei FM, pentru că sunt foarte mult pe drumuri. Da. Și când ești la volan, asta e. N-ai încotro. N-ai ce să faci, trebuie să asculți radio. Bine, acum asta mai nou există și alte chestii pe care le poți face cu streamingul ăsta online, dar radio-ul e ceva care pe mine mă bine dispune. Da. Pentru că voi sunteți un post tonic, cu muzică faină, bună la drum. Da. Și mai ales cu glumele alea de dimineață. N-aș putea să aleg un moment, dar cele mai haioase sunt când citiți știrile alea abracadabrante de prin țară sau de prin lume. Chiar n-aș putea să aleg, nu știu, alea cu cercetătorii britanici sunt favoriții noștri. Da. Ai sunat să-i las. Da. Ok, bine. Mulțumim. Da. Mulțumim. Ești foarte drăguț. Să știi că azi, fiind ziua Europa FM, ZAF a scos casetele alea bune, le-a șters de praf. Uite, hai să fac și o critică ca să nu ziceți că n-avem și minusuri. Nu vă prind deloc între Fete și Cernavodă, în zonă joasă acolo, nu știu ce se întâmplă, n-aveți acoperire absolut deloc. Trebuie să plătiți o taxă și pentru Radio Europa FM, pe lângă taxa aia de pod. Da, cred că da. Și iarăși o zonă nașpa unde nu se prinde între Tecuci și Vaslui, deci pe partea aia când treci de Tecuci, nu știu ce, au pus prea mult muștar acolo și nu trec undele radio prin el. Că între Tecuci și Vaslui e bârladul. Da, știi cum e Radu cu asta cu semnalul? Depinde de licențele care pot fi câștigate la concursuri. CNA-ul scoate licențe foarte, foarte rar. Cele mai multe sunt deja date. Au fost zilele trecute câteva scoase la concurs. Nu știu 35, ce s-a întâmplat acolo. Da, deci nu depinde. Noi am vrea. Eu să încercăm să strigăm mai tare. Dacă se poate intrăm pe standardul. Poate intrăm pe standardul ăsta DAB digital care... Mai e mult până departe. Pentru că noi suntem o echipă competentă, directorul tehnic a și scris în acest moment... Nu, asta a scris. Între Fetești și Cernavod am rezolvat. Iau, s-a rezolvat. Mulțumim, gata, domnul Cristi Popescu. Da, nu știm cum, da. A tras o sârmă ceva și s-a rezolvat. Vă mulțumesc mult pentru tot. Mulțumesc, Radu, te citesc. Pa. Să o țineți tot așa și să ne bucurați. Mulțumim frumos. Mulțumim. Să-ți meargă din plin. Cezara, ești la România în direct. Cezara, ce care e cea mai tare amintire a ta cu Europa FM? Alo, bună ziua și la mulți ani. Bună ziua, mulțumim. La mulți ani, să fiți sănătoși, fericiți și să aveți o viață minunată, măcar cât ați avut-o până acum. Okay. Cezara Filimon este numele meu și de dimineață, de când ies pe poartă, de la ora 7 până intru în birou la ora 8 fără 5, cu ascult cu deosebită plăcere, mi-ați făcut viața mult mai frumoasă. Am câștigat foarte multe lucruri cu dumneavoastră, de la premii la garajul dumneavoastră și mi-este dor de garajul Europa FM. Ați oferit niște concerte extraordinare. Ne ocupăm. Am fost,
Vă ocupați, aștept cu deosebită plăcere. Mi-amintesc la fel că am fost invitată de Toader Păun la dumneavoastră în studio. A fost minunat, cea mai frumoasă experiență a mea ca om. Dar ce-ai făcut? Când ai venit la Teddy atunci, ce-ai făcut? Întrebați-l pe Teddy. Aoleu, ok, bine, am înțeles. Dar Teddy e pe recepție, spune tu Teddy ce a făcut domnul. M-am simțit foarte, foarte bine. Deci a fost extraordinar. Am mai avut diferite intervenții la dumneavoastră, punctuale, pe subiecte care acum nu îmi revin. Dar o altă amintire a fost când pe drum, în Grecia. În Grecia. Vară, da, plecam în Grecia în 2019. Okay. Spre Grecia, așa? Și grație dumneavoastră ne-am întors din excursia programată unde era tot plătit, pentru că ne-ați avertizat că acolo sunt probleme în Halkidiki. A fost un an cu furtuni sau ceva, nu? Da. Am dat pe dreapta, am verificat informația, am mai stat odată, am mai ascultat la dumneavoastră știrea și ne-am întors acasă. Deci v-am stricat vacanța. Eu zic, mă, data viitoare să facem și glumă cu asta. Avem încredere în dumneavoastră. Nu ne-ați stricat o dragă dumneavoastră. Ne-ați prevenit și pentru mine a fost un concediu frumos și în țară. Vă iubim, vă mulțumim pentru muzica pe care ne-o oferiți, pentru zilele frumoase de dimineață și până seara și așteptăm să ne revedem. Mulțumim foarte mult, Cezara. Mulțumim, Cezara. Și mulțumim că ne asculți și în drumul spre Grecia. Asta apropo de interacțiunea cu ascultătorii. Numai un lucru vreau să spun, scurt așa. Ne bazăm foarte mult, știți foarte bine, la Europa FM pe interacțiunea cu voi. Depindem de voi, ne transmiteți mesaje. De la un anumit moment încolo le și verificăm înainte să dăm știrile pe post. Pentru că într-o vreme Europa FM, cred că un coleg care se cheamă Radu Constantinescu dădea radarele din țară transmise de ascultători. E radar pe șoseaua, nu știu care, radar pe strada, nu știu care, dar pe nu știu ce. Inițial de cei de la poliție și apoi și de ascultători. Și după aia trimiteau oamenii. A fost primul Waze. Eu amabil și uite așa, primul Waze a dat că este radar pe strada Sforii din Brașov. Mamă, dar ce ai ținut tu minte chestia asta? Vai, vai, era zis strada Sforii din Brașov. Eram și eu în primul an de Europa. Cine ți-a dat ție informația asta? Să supun că toată lumea știe că strada Sforii se cheamă strada Sforii pentru că e puțin mai lată de o panglică. Să nu putem să intrăm pe asta strada Sforii. Da, eu nu știu, cred că ne hârjim dacă îi dăm. Blocaj pe strada Sforii, dacă ne punem de un asta a fost lovitura altul sub centură din primul an de la Europa FM, da. Dar nici măcar nu mai putem să spună, să mai spună cineva, băi, ești ca biscuitele pe dungă. Da. Că la noi pe dungă e stai, mă, pătrat. Eu, e la fel puțin. Că dacă... da, acum te bănuiesc că tu ai trimis mesajul ăla, că tu nu erai la Europa FM pe vremea aia. Da. Păi stai, mă, că atunci am pregătit și noi ceva cu ei, că dacă se joacă așa, nu e. Ia, Sorine. Se poate juca doi. Da, asta apropo de știri, fanii dimineața. Ia scoate tu de acolo. Alexa, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca. Bună dimineața, Stefanos Tsitsipas l-a învins pe Daniil Medvedev și s-a calificat în semifinalele turneului de la Roland Garros. Grecul s-a impus 6-3, 7-6, 7-5. În ultimul game al meciului, Medvedev, numărul 2 mondial, a condus cu 40-0, dar a pierdut 5 puncte la rând. Tsitsipas îl va întâlni pe ultimul act pe Alexander Zverev, care a trecut lejer de spaniolul Davidovich Fokina. 6-4, 6-1, 6-1. Ce poți să lucrezi? Putem să explic. Mai avem? Da, sau? Da, nu, sunt era discuția de dintre voi, da. Eu vă, deci, Cătălin înțelege asta. Asta e doar una din multele. În mediul ăsta în care trebuie să spui lucruri live, se întâmplă să te bălbâi, să te încurci. Asta e, face parte din viața. La un moment dat trebuie să accepti asta și să înveți să și treci. Unele sunt super funny, altele sunt cam penibile, adică, na. Luca este primul om pe care îl văd dând știri sau vorbind live, care, dacă dă o singură bâlbă, se oprește pentru că îl ia râsul. Deci mare bâlbă a făcut că a zis Medvedev. O chestie pe care, cum să mulți nici nu o simt. Ai auzit, mă, ce a zis despre tine, Luca? Dar... Am sunat să mă luați la mișto, că nu înțeleg, că eu am asta treabă. Iar ești în piață? Nu mă-s la spălătorie, că mă duc la ITP și la una de-asta, dar spălam singur mașina. Ai înțeles? Și m-am intrat să-mi... Ți-am mâncat fisa. Ștergi... Da. Acum ai pierdut fisa. Ștergeam praful și a sunat că dacă vedeam că sunteți venit, nu răspundeam. Să impresionezi pe cei de la ITP, nu? Că vrei să speli mașina, că te duci la ITP.
Da, mă, da, că e, oricum e veche, le are pale ei și măcar curată să fie. Auzi, Luca, dacă dai cu jetul ăla cu presiune, dă-și tu mai de departe, că nu se știe la mașina ta, să nu se ia da, mai nu, mult. Nu, nu, că sunt foarte abil, să știi că am deja niște luni de experiență, n-am mai fost la o spălătorie cu cetățeni de foarte mult timp. Cetățeni. Puneți, vă rog, de ce m-ați întrerupt? Atât, să râdem de tine. 10 minute pe fir. Și asta e adevărat. Cu asta că am râs. Păi râd că mă simt bine cu voi și mă distrez și asta e. Că dacă, să știi că dacă eram într-un studio, ia uite, e nenorocire, trec tramvaie, trec alea. Nu sunt în cel mai fericit cadru. Dacă eram într-un studio de știri, de oameni profesioniști, nu râdeam. Dar fiind cu voi, cu Vlad și cu George, nu cum, adică, normal. Da, ăla imediat mustăciște, Vlad e mai absent. Dar George imediat se umflă. Îmi tremură burta. Da, 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 da. Dacă mai intră și Vlad în joc și îl pălește și pe el râsul, e nenorocire, adică acolo, numai, asta măcar nu știu dacă ați remarcat ultima asta pe mostra difuzată. Da. Am dus-o până la capăt, cât de cât, adică informația asta a fost... Asta spuneam că au fost câteva unde nici n-ai mai trecut 10 cuvinte. Da, nu, păi dacă terminat. Începe să râdă și Vlad, acolo se oprește la moment, adică nu mai continuă nimic, e gata. Da. Și eventual încerc să o povestesc apre. Nu de asta da, te-am nu. Sunat, voiam doar să-ți spun că dacă termin la ITP, la spălătorie acolo, că acum da, s-a duce pizza la ora 14... Că... Treceți la regim, Cătălin, mulțumesc. Da, e la regim, e la regim cu humus de dimineață la început. M-am întopat puțin dimineață cu niște dulciuri, dar așa ar fi era aniversare, deci ai... se simte lumea aiurea. A, deci tu ai așteptat să vină, nu? Ai prins merinde. Ai prins tortul, Luca? Ai prins merinde dimineață? Nici nu m-am atins de tort, uite să întreb. Confirm, confirm. În schimb, a băgat 12 bomboane înainte să înceapă orice. Dar am mâncat prea multe bomboane, am făcut supradoză de zahăr, am și eu limitele mele. M-au mai adus ăștia și niște baclava, mă rog. Bine, acum să-mi ține spumnic că mă duc la ITP-u, e de la fără programare. Mă prezint. Bine, cu asta a lui tata, asta e mai civilizată, cât de cât e 2011. E mult mai nou decât ai la asta, care e 2009. Stai ca să înțeleg, tu te duci la ITP cu mașina lui taică tu? Dar cu practic, el o folosește. Eu și conduc, Cătăline, okay, practic. Am înțeles. Da, el da, are două da, mașini, una da, de rezervă. Tata s-a lăsat. Pe una n-am mai văzut-o de mai... Da. Lui tata i-a venit mintea la cap și nu prea mai merge cu mașina. Bine, ceea ce mărturisesc că niciunul mai... Adică eu cu mașina mai vin la radio dimineața, că e gol, și mă întorc în condiții cât de cât civilizate, după care eu de acasă nu mai plec cu mașina orice ar fi. Merg cu metrou, merg pe jos, nu mai mișc mașina. Hai, da, dar la rândul lui, fiind neam cu mine, nu mai mișcă mașina deloc. Dar ocazional nu are nevoie da, să meargă el cu nu mai are mașină, că e la tine. Ceva. Păi da, asta. De-aia nu dă de tot. Eu la un moment dat am remarcat că el de vreo 2 ani mai mergea o dată la 6 luni cu mașina și am zis, zic, bă, nu e în ordine, trebuie plimbată. Că nu da, e... da. Auzi, dar măcar pe cealaltă, ai pus-o și tu într-un loc cu porumbei strategic? Nu, tati, nu. Luca, eu presimt că tu într-un an, doi, o să ajungi în zona aia în care dacă prinzi loc de parcare mai pe toamnă așa, până primăvară nu mai iei de acolo, că e locul tău de parcare iarna. Numai că, nu, că am aplicat, să știți, sunt locul 2 pe lista de așteptare. M-am verificat pe și noi, mai online. Și noi, o să, și noi știm că ai grijă de mașina ta și ca atare o să te ajutăm. Știi că ea nu trebuie lăsată mult timp pe roți. Deci se iau niște butuci. Înțelegi? Și roțile se duc în balcon. Da. Am înțeles. Da, da, da. Știi că pentru una cel puțin n-ar fi rău. N-ar fi rău. Că mi-e foarte greu, băi, mi-e foarte greu și mie, că asta e mai mică și mi-e drag de ea și ajung să o neglijez pe a mea. Draga de ea. Adică pe aia deja, de-abia o mai plimb o dată pe săptămână. În fine, eu... Noi te îmbrățișăm, îți păstrăm ceva aici pus deoparte, a rămas niște salată, de aia de urăști tu de tabule. A, e bună, merge tabule la rece. Îmi place, e bun. A, e bun. Dar atunci... ceva carne lângă. Nu avem orice, carne, orice doar costă. Salată, da. Te îmbrățișăm. Cu pizza. Da. Te îmbrățișăm să-ți meargă din plin. Să la mulți ani. Vă pup, la mulți ani. Salutare, Luca. La mulți ani. La mulți ani. Da, Luca. Ne întoarcem la 0372069599. Care e amintirea ta bună și aia proastă cu Europa FM? Cristi, salutare, bine ai venit la noi. Vă
vă salut băieți, salut. Și vă salut toată echipa care este acolo. Îl salut și pe Luca și Orez Baftă acolo la ITP. Ce să zic băieți, să știți că nu e pentru prima dată când intru în direct, dar am niște emoții enorme așa, pentru că chiar sunteți cu toți acolo și sunteți partenerii mei de drum aproape zilnic. Amintiri sunt o grămadă, sunt o grămadă și mai ales prin anii 2016 când mergeam pe afară, făceam Anglia, aveam net foarte puțin așa și ascultam păsărit așa emisiunile, ca să nu consum prea mult net pe telefon. Așa? Și una așa dintre, să zic, dintre cele mai... care mi le aduc cel mai bine aminte, este în momentul în care dimineața Vlad vorbea despre să investim banii asta, asta înseamnă prin 2019, dacă nu mă înșel, vorbea că ar trebui să investim banii, să facem ceva, să nu-i ținem. Și crede-mă, Vlad, că te-am ascultat. Te-am ascultat. Asta e un moment nasol. Ai câștigat, nu? Mulțumim! Hai să... acum, este încă, nu știu dacă am câștigat, că încă mica afacere care am, o duc în continuare mai greu, dar o duc. Ideea este că l-am ascultat și mi-a dat acel impuls ca să fac lucrul acesta, știi? Și să-ți iei soarta în mâini și să decizi tu pentru tine. Măcar poți să răspunde. Absolut. Bravo. Absolut, absolut, da. Iar dintre sugestii, așa ce aș dori, aș dori din nou emisiunea aceea de rock. Cred că Vlad mă înțelege. Foarte bine te înțeleg. Foarte bine te înțeleg. Vorbiți aici cu domnul Zafiu. Din toamnă. Din toamnă, revine. Te rog, domnul, ca să revină, că aș dori enorm de mult și ce să vă zic, vă doresc mulți ani înainte să ne au... Ne auzi și peste 20-25 de ani. Doamne ajută, mulțumim. Cu totul și la fel și Cătălin și toată și Radu. Și Radu-s mai acolo cu hit-ul cu prioritate acolo. Nu te supăra pe mine când vin așa și când dau cu nu. Dar asta este... Nu e nicio problemă, nu. Mulțumim frumos. Acum, în condițiile în care, spunând că ascultă rock, îți dai seama... Asta e și ideea, să găsim piesele care vă plac și pe care vreți să le ascultați în programele noastre. Exact, exact. Și o singură dorință aș avea, poate ai reușit, nu se știe, să ajung și odată să vă cunosc așa personal, oricând, să ajung acolo la Europa FM. Oricând, te așteptăm în studio. Noi suntem prietenoși cu oamenii, suntem niște animăluțe prietenoase, stăm aici în cușca noastră de sticlă, mai trece lumea, se mai uită pe geam la noi, facem cu mâna, chestii de genul ăsta. Dacă poți să aduci pentru Luca ceva dulce... cu siguranță și aș prefera să reușesc să aduc ceva făcut de mine. Pe partea asta de dulce sunt mai greu, în partea... El e deschis la lucruri de genul ăsta, îi place. Dacă vii cu un platoa și intri mai repede. Porumbel negru. Da. Ce să vă zic, la mulți ani și emisiune extraordinare și țineți tot așa că radio este prietenul șoferului, așa pe românește. Mulțumim tare mult. Așa. Bravo, radioule. Luisa, salutare! Ești la România în direct cu Sorin Niculescu, Vlad Petreanu, George Zafiu, Radu Constantinescu. Mamă, ce mulți suntem! Salut, Luisa! Și Cătălin Stribe. Bună! Stai pe... Alo? Luisa, ești în direct. Gata. Wow, bună ziua la toată lumea! Wow, bună lumea! Îmi pare bine că sunt și eu în direct și îmi pare bine că am numit atât de bine în această zi specială pentru voi care o petreceți acolo și faptul că sunt atât de mulți pe care vă ascult la radio zilnic la serviciu, zicea domnul dinainte că Radio Europa este al șoferilor, este și al celor de la birou, zic eu. V-am depistat undeva în anii de 2004, mergeam la mare împreună cu petița soțul meu și cu autocarul. Vezi că nu te auzi foarte bine, știi? Putem să-ți dăm Luiza, nu ne auzim foarte bine. Schimbă și tu poziția la telefon, că e singurul sfat pe care putem să-l dăm. Așa e mai bine, da. Hală cu muncitori. Gata. Da, exact. Și noaptea aceea, pe autocar, șoferul a pus Radio Europa FM. Nu știam de... Să dormă lumea bine. Și ascultam un alt radio. Și de atunci, deci o noapte întreagă dus, după aceea l-a întors, am nimic exact același șofer și l-a întors.
și ne-a pus tot Radio Europa FM în tot drumul. Vreau să vă spun că de atunci nu mai e Radio Europa FM, ales dimineața, este filmat. Foarte bine. Faceți. Și dacă mai ai prieteni, prietene, să le spui și lor. Tot așa. Bă, cât am lăudat eu, sunt sigură că toți. Asta a fost un fel de hipnoză. Bine, m-ați nimerit foarte bine și la chestiile de știri. Eu știri nu ascult decât aici, la radio, atât. Acasă televizorul merge doar pe divertisment. Nimic alte știri, nu talk show-uri și vorbării, nu există. Pare că dăm niște știri plăcute. Nu, sunt ok știri. Adică da, și nu știu, sunt exact cam ce gândesc și eu. În anumite comentariile despre politicieni, de exemplu, ca să zic așa, este exact ce, cum îi văd și eu. Îmi plăcea România Fantastică. Republica Fantastică România? Republica Fantastică România, mai facem da? Dimineața, din când în când, nu întotdeauna. Din când în când, nu e tot timpul. Nu am remarcat o lipsă un pic. Așa este, da. Ne-am prins pandemia asta ușor spre un alt. N-am șanse, văd că nu am noroc, dar am norocul să vă prind astăzi, așa, pe toți. E, în schimb, am și eu o problemă, să zic așa, sau o tomatie, dacă se poate. Zi. Eurovision ăsta, știți? Ce cu el? Avem și noi o problemă, ca să zic așa. Noi vrem să câștige România, ne dorim România, pleacă România cu o melodie bună. Anul ăsta chiar foarte bună. Dumneavoastră nu o promovați, și nu numai din asta. Radiourile comerciale de mai puțin. Ce nu promovezi, mă, eu cred că nu ați ascultat Drum cu Prioritate, doamnă. Radio... Luiza, mă auzi? Noi ascultat Drum cu Prioritate, pe Drum cu Prioritate, că a fost piesa asta de 20 de ori. Și interviu cu Urs, și dezbatere despre Urs. Luiza, mâine la ce oră ești pe frecvență ca să asculți Deșteptarea? Zi-mi oră. Eu sunt de la ora 8 și 5 în birou. Îmi pare rău, domnul Petreanu. Domnul Petreanu, ați pierdut trenul cu Eurovision. Nu mă scuzați. Pentru Luiza, mâine dimineață se deschide. S-a terminat concursul, am ieșit pe locul 16-18. Nu mâine dimineață, în premieră națională, piesa de României de la Eurovision. Premiera a 10-a oară. De ce nu faceți voi radio voting cu piesa asta? Am făcut radio voting și a câștigat piesa Moldovei. Nu, n-am făcut radio voting, am făcut bătălia hiturilor. La noi radio voting între ele. Bătălia hiturilor. Între ele e o comparație, ca să zic asta. Am făcut noi hit cu Prioritate și a câștigat cu 85%. Da, la Drum cu Prioritate, înainte să fie finala pe România, adică în care se alegea melodia, într-adevăr, a fost dată și a și spus atunci pe post că v-ar plăcea să câștige melodia asta pentru că este ascultabilă și este cam ceea ce se ascultă. Păi și atunci? Și într-adevăr a câștigat. Dar după ce a câștigat, și după n-ați mai ascultat până când a venit concursul, nu a mai fost dată nici măcar o dată, cel puțin în intervalul în care sunt preparăm acum, că poate multă lume nici nu știe despre ce e vorba. Sorin, pune și păi vă spun exact asta vreau să spun. Diasporanii nu știau despre ce melodie, dacă ei nu aud de la noi, de la cine s-o audă? Corect. Aveți dreptate. Iar dumneavoastră sunt în radio foarte ascultat. Foarte ascultat, da? Ați văzut că la emisiunea lui domnul Striblea, adică emisiunea asta sună din afară. Aici nu? E libertate. Da. La Deșteptare e dictatură. Atunci, la Deșteptare e dictatură. Atunci, Vlad nu vrea decât rock. Da, și vă mai spun ceva. Când a fost Voltaj, dacă nu vă supărați, când a plecat Voltaj, vă amintiți la Eurovision, a fost și invitat Voltaj în emisiune. S-a dat de 5-6 ori pe zi acea melodie. Nu l-am chemat, că l-am lăsat pe Radu să-l invite și... Voltaj vine cu ceva dulce întotdeauna și de-aia se deschid porțile. Asta este singura problemă, că nu ne promovăm melodiile noastre. Când mergem într-un concurs, de asemenea, în vergură. Luiza, Luiza. Să știi că voturile pentru piesa României trebuie să vină din străinătate, iar Europa FM emite la nivel național și nu putem influența și aduce piesa în fața publicului străin. Asta e. Eu îi dau dreptate lui Izei. Câte lume vă ascultă din afară? Haideți să fim foarte serioși. Mulți, foarte da. Mulți. Atunci, vedeți? Dar asta Luiza, spun că Europa FM a reacționat. Punct. Trebuie să ne certăm toată ziua de la mulți. Vă rog frumos, la anul când îmi aveau melodie, aș vrea să o aud. Poate aia proastă melodie aia. Luiza, o premieră. Urs? Urs la România în direct. Mulțumesc. Ce înseamnă, mă gândeam acum...
Da. Și Striblea, bă, dar cât timp are în emisiune? Da, mult. La noi, dimineața, frate, trei telefoane în 5 minute, hai, mulțumim, la revedere. Este timp în emisiune, cum să nu fie timp? Da, de la mine, voltaj mea, și de cu ce vine voltaj, să știi, domnul Striblea, îmi pare rău, n-ai fost la Cluj, când am făcut noi deșteptarea de la Cluj, în tirul Europa FM, în piața centrală acolo. Așa. Și eu am avut invitați pe băieții de la voltaj. Călinie Clujan și da, Călinie Clujan, nu știu ce lansa, a fost super mișto și la sfârșit ne-am așteptat un domn și o doamnă. Așa, da, cu ce? Părinții lui Călin. I-am poftit în cașcaraueta, cum zicem noi. Ce mai faceți? Haide să vă arătăm studioul. Și au scos o șuncuță. Și o pălincuță. Și o sticluță, da. Și o sticluță. Iar ajungeți la mâncare, fraților. Păi da, mă, vezi, da, s-a de la Eurovision, mergem la șunculiță. Da, sunt fanul lui Călin de atunci. Au venit foarte bine pe final de emisiune, adică ne-am ocupat. Despre asta era vorba, ați înțeles. George, salutare, bine venit. Salutare, George. Salut, George. Salut, domnilor, și la mulți ani și mă bucur că am reușit să intru în direct. L-ați întrebat de amintiri. Una din amintirile este... În amintire este legată de ordonanța 13, dacă țineți minte. Da. A fost un moment... Atunci a fost, mă rog, au fost vreo 2 ani foarte importanți pentru publicul Europa FM și pentru radio, într-adevăr. Începând cu Colectiv, Ordonanța 13, toate manifestațiile de atunci, da. Ăla a fost un moment important când noi am simțit că ne îndeplinim și un rol civic de a informa publicul și de a arăta oamenilor care sunt riscurile evoluțiilor politice, dincolo de divertismentul pe care îl facem în mod inevitabil, da? Că așa suntem Radio FM. Da, te ascult. Da, atunci abia așteptam să în fiecare dimineață începeam ziua cu deșteptarea, în continuare la fel una dintre emisiunile mele preferate și vă mulțumesc pentru divertismentul pe care ne-l oferiți fiecare dimineață. Moise Guran înseamnă Europa FM pentru mine. Aduceți-ne băiatul înapoi acasă. Da, Guran, dar noi afară, el a plecat. Da, Moise l-a dat. A luat o decizie? Da. Asta e, să vedem. Da, l-au păcălit, s-a dus. Știm minte când l-ați avertizat dumneavoastră, domnul Petreanu, când i-a spus că au mai încercat și alții. Și Ionuț Popescu și alții. Da. Ați scobit un pic. Da, eu am primit și un tricou cu Moise președinte. Dreptul lui să încerce. Eu cred că Moise a fost onest în încercarea lui. Cred că n-a înțeles în ce se vâră. Și pentru că el încăpățânat, așa după cum îl știți prea bine, a zis că ne arată el nouă. Și n-a fost așa. Da, eu cred că deci pentru noi e unul din stâlpii Europa FM. Să nu uităm și interviul pe care l-a făcut dumnealui cu Laura Codruța-Căveșe. Au fost mai mult. Da. Ca și critică, parcă Europa FM mai exagerat în momentul când a fost USR-ul scos de la o guvernare. La un moment dat parcă era USR-FM. Cred că ați exagerat un pic în prezentarea de știri. Cred că n-ați fost imparțial în momentul. Nu la știri, nu uitați vina. Colegii de la știri au fost întotdeauna super. Nu la știri. Obiectiv, comentator. Striblea, cred că nu știu dacă... Eu îmi recunosc, admit critica dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, ăla a fost un moment, adică nu avea legătură neapărat cu USR. Și mai explic o dată asta, că poate n-am explicat. Avea legătură cu niște angajamente foarte clare și ferme de campanie făcute de ambele partide, și de PSD și PNL, și de președintele României, Klaus Iohannis, ale cărui afișe electorale și acum pot fi văzute pe net, că circulă. Dacă votați PNL, scăpați de PSD. Cum? Dar toate declarațiile de atunci erau noi niciodată. Și la câteva luni după aceea era, simțit înșelat ca cetățean. Și atunci... Domnul Petreanu, parcă elefantul din cameră s-a întors. Nici măcar nu-i vorba despre asta. Știți cum sunt, Cristi, știi cum sunt, e chestiunea asta cu percepții? Trebuie să vă puneți la o coadă foarte lungă. Zilele trecute... Am zis ceva de bine de Klaus Iohannis. Nici măcar, era o teorie, știi? Asta cu useristul, penelistul, pesedistul, dacă știi de-a lungul vieții noastre, cred că și eu și Vlad lucrând în pâinea asta, câte etichete ni s-au pus, e foarte simplu să pui o etichetă, mai ales când asculți 15 minute pe zi și ți se pare într-un fel. Da. Acum, noi ne străduim aici să asigurăm un echilibru legat de principii, nu de oameni. Exact, asta e. Deci noi o chestiune de responsabilitate față de cetățean și față de ce angajamente ții tu ca politician când te prezinți în alegeri în fața lui. Nu poți să schimbi
la câteva luni. Înțeleg, trec 3 ani, poate treceam printr-o criză cumplită, bă, nu există altă soluție, nu se poate. Dar în 3 luni ești exact pe dos de cât, cum ai spus? Sunt perfect de acord. Pare rău, nu e în regulă, nu e în regulă. Da. Dar parcă totuși atunci nu... Mă rog, așa am perceput eu, că probabil și din supărare, pentru că am fost mințit pe față, sunt de acord cu asta. Ok, admit. Admit critica, o să fiu mai atent data viitoare, în regulă. Okay. Mi-a fost promis de către Moise Guran de acum câțiva ani de zile că o să facă interviuri cu personalități europene. Încă l-aștept. Cu prim-miniștri europeni să ne aducă interviuri, se poate chiar o România în direct. Încă Moise nu mai lucrează de vreo 2 ani de cât timp, dinainte de are business în dimineața. Poate domnul Strila reușește să ducă mai departe promisiunea, al rog de lui. Sigur. Las legătura domnul Strila cu domnul Moise și să caut punga cu promisiuni lăsată de Moise și Cătălina a promis un interviu cu Putin. Publicul e stăpânul nostru și uneori are reacții cu totul surprinzătoare. Vreau să vă spun foarte pe scurt un moment de la un live pe plajă în urmă cu câțiva ani. Era făcut ceva mai devreme în iulie și am prins vreo 2 ani cu niște ploi înfiorătoare. Într-unul din ani, 3 zile de concert, nu s-a putut face prima zi de concert, s-a amânat. S-a făcut prima, s-a amânat a doua, una din ele s-a amânat pentru că plaja aceea nu mai era plajă, era o baie de, practic, noroi. Și acolo, fiind cu echipa, cu organizatorii, eu am văzut tot ce s-a întâmplat, ce eforturi a făcut echipa să rezolve problema și cineva a avut ideea formidabilă și Alex Baculea a pus-o în aplicare să rechiziționeze din tot județul Mangalia baloții de paie. Uh-huh. Pur și simplu ne-am dus și am cumpărat baloții de paie de prin județul Mangalia și pe aia i-a întins pe plajă ca să poată să absoarbă, da? Și cu ajutorul pompierilor. Și cu ajutorul pompierilor. Și a treia zi, când a venit publicul, opinia generală era, ia uite, bă, nenorociții ăștia de la Europa FM au anulat degeaba concertul ieri, că nu e nicio problemă. Bine, apa, ca să înțelegem, apa a doua zi era aproape cât scena de înaltă. Da. Adică peste un metru. Laura, salutare. Bună ziua. Bună, Laura. Bună. Mă bucur foarte mult să vă găsesc pe toți la un loc. Sărut. E o super onoare pentru mine. La mulți ani. Mulțumim. Țineți-o tot așa, faceți o treabă extraordinară. Mulțumim. Am și emoții acum. Să vă simt pe toți acolo. Suntem prieteni, vorbim la telefon. Da, așa este. O să profit și eu de faptul că am văzut că avem mai mult timp de povești acum și o să vă spun câteva dintre amintirile mele cu Europa FM. O să încep prin cea mai veche. Cea mai veche este, se întâmpla acum 12-13 ani, când am început să ascult radio Europa FM. Se întâmpla pe drum. Și nu este una exactă, știu doar că noi lucram, eu făceam parte dintr-o echipă de ursitoare, la Botez, și mergeam prin toată țara. Ursitoare? Foarte des. Ursitoare, da. Zâne ursitoare care dau... În sensul de act artistic, presupun, nu? Împart de sine copiilor. Act artistic, adică nu vorbim cu... Act artistic, da. Să mă una doamna vrăjitoare. Nu, nici pe departe. Numai de bine. Foarte drăguț. Și asta ascultam pe drum tot timpul și era o super atmosferă în mașină și ajungeam foarte bine dispuse la evenimente și asta ne ajuta foarte mult moral. Pe noi să intrăm în... vibe să transmitem o energie foarte bună celor de acolo. Dar poți să te rog ceva, dacă ai experiența asta. Sigur. Orice zi de naștere este și o renaștere. E un reînnoirea unui ciclu. Și tu zici că ești ursitoare. Poți să ne ursești și nouă ceva de bine acum în direct? Sau nu neapărat de bine, să vedem ce zic castrele. Sau mă rog, sper să nu regret. Haideți că vă zic așa una din asta, chiar pe text așa din amintiri. Să fiți sănătoși, norocoși, voioși, frumoși, bucuroși, mintoși și la împungă groși. Doamne, zi ceva și de Luca, să ia ITP-ul. Și ușor burtoși. Să ia ITP-ul, dar n-am probleme, nu, n-am dubii că-l ia, e ok. Dar să știi că ne poți lua pe rând, adică poate, eu știu, unul o să fie mai gros la pungă decât celălalt și am fi curioși să... Nu mai devine tuturor. Bine, asta a fost meseria din tinerețe, să zicem așa. S-a terminat capitolul ăsta acum câțiva ani buni. E trecut în nomenclator asta, ursitor? Da, ideea, uite, da. Frumos. Eu m-am întâlnit cu ele la anunț botez. Serios, da? Eu mai mult cu vrăjitoarele. Da. Așa, la mai am o știre care mi se pare că mi-a rămas în minte așa. Se întâmpla, cred că anul trecut, a fost foarte comic, în timpul unei emisiuni eram provocat să spunem care este cântecelul nostru de sub duș. Eu am cântat, am trimis un mesaj audio cu Baby Shark.
Am cântat Baby Shark, s-a dat pe post. Eu cred că știu. Și după aia am primit imediat după ce a fost pe post, am primit un mesaj de la șeful meu, care mi-a spus că era absolut inconfundabil, mai puteam să cânt Baby Shark la radio. Și că m-a recunoscut foarte, foarte bine. Și mai am una foarte nouă, foarte recentă, de ieri. Oh. Alaltă ieri ascultam radio cu voi. Mm-hmm. Și povesteați despre, cu ascultătorii, despre ce belele ați avut prin casă, întâmplări din astea. Da, da. Așa. V-am ascultat și chiar mă gândeam, păi uite, eu n-am nimic așa foarte, foarte important. Când deodată, ieri, 25 mai, era ziua mea de naștere. La mulți ani. Și am avut, mulțumesc frumos, am avut concediu. Am zis că, wow, ce fain să mă bucur de ziua liberă. Ei bine, am avut o întâmplare în casă, foarte frumoasă, foarte mirositoare și colorată. toată ziua m-am gândit numai la voi. Am zis, păi, nu se poate, l-am maximat eu pe mărți. Am zis, mă gândeam în timpul emisiunii că nu am povești amuzante. Și uite ce am pățit, l-am activat pe Murphy și acum trebuie să... Poate vorbim despre cel mai valoros lucru pe care l-am găsit vreodată, ca să fie și cealaltă parte. Ce s-aude aici? Am mai ascultat piesa de pe YouTube. Nu. Hai, Laura, cântă toată lumea la duș. Nu știi Nian-Nian-Chet? Nu știu. Mai lasă story în vreo 10 secunde, așa să ne distrăm și noi. Te îmbrățișăm, Laura. Și vă îmbrățișăm pe toți. Asta e momentul. Gata, asta a fost? Da. Dacă vreți, putem sta și în prima oră de Drum cu Prioritate. Eu, dacă vrei, uite, îți dau Nian-Nian-Chet ca să vezi cam cum este. Ah, nu, iar începe. Unde vrei să dai la radio acum? Acum un pic. Dar stai că eu... Liniște. Nu. Nu, nu. Liniște. N-am abonament pe YouTube. Așa. Vrei, am 24 de ore, este așa. Nu știu ce să zic. Îți place? Cum ai dat de așa ceva? Astea sunt lucruri la care nu te aștepți. Știi, când spui Vlad Petreanu, te gândești comentarii politice, e serios, la un anumit statut, dar nu te-ai gândit că poate să vină cu chestia asta. Păi să facem Striblea, să facem un matinal, noi doi, cu fondul ăsta muzical. De la o vârstă, știi cum îți retrești copilăria. Noi doi. Domnul Sorin Niculescu să agită. Prăjit total. Gata, să agită. Hai, ce facem? Gata, ne oprim. Gata, avem timp. La mulți ani, Europa FM. Cum zice domnul, la mulți ani, vă îmbrățișăm. Să vă meargă din plin. Continuă la Radu Constantinescu. Europa FM. De 22 de ani, pe aceeași frecvență cu tine.